înainte. Pe Dumnezeu nu l-a văzut nimeni vreodată. Fiul cel unul născut, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Iată mărturia făcută de Ioan când au trimis iudeii din Ierusalim preoți și leviți ca să-l întrebe: tu cine ești? El a mărturisit și n-a tăgăduit. A mărturisit: nu sunt eu Hristos. El a întrebat pe el: dar cine ești? Ilie ești tu. Și a zis el: nu sunt. Ești prorocul? Și le-a răspuns: nu. Atunci au zis: cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce spui tu despre tine însuți? Și el a zis: eu sunt glasul celui ce strigă în pustie: îndreptați calea Domnului, precum a zis Isaia, prorocul. Iar cei trimiși erau dintre farisei. Apoi l-au întrebat și au zis: atunci pentru ce botezi, dacă nu ești tu Hristos, nici Ilie, nici prorocul? Răspuns al lor Ioan zicând: eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru se află acela pe care voi nu-l știți. Acela este cel care vine după mine, care mai înainte de mine a fost și căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor lui. Acestea s-au petrecut în Bitavara, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan. Cuvântul Domnului, laudă Hristoase, prin cuvintele Evangheliei, să ni se ierte nouă păcatele. Amin. Al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. E ziua bucuriei cu sufletul curat. Cântați, cântați, cântați: Hristos a înviat. Iubiți frați, cumpeți surori, binecuvântați oameni al lui Dumnezeu, continuăm astăzi ceea ce Dumnezeu mi-a pus pe inimă să predic în Sfânta și Luminata Duminică a Paștilor, și anume să răspundem în continuare la întrebarea: de ce a înviat Iisus Hristos? Cu alte cuvinte, este continuarea cuvântului de învățătură de ieri. Iubiții mei, înainte să continuăm aceste răspunsuri, bineînțeles, întemeiați și fundamentate numai și numai pe cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea în două cuvinte să mă opresc la cuvântul Evangheliei de astăzi. Ați văzut, Ioan Botezătorul este tras la răspundere: pentru ce botează? Pentru ce cheamă lumea la pocăință? În viața fiecărui creștin există un moment când Dumnezeu îngăduie lucrul acesta, ca să dăm mărturie pentru Iisus Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre. În funcție de mărturia care o dăm atunci, Dumnezeu
se laudă cu noi și spune, iată fiul meu, iată, cum spunea Domnul, mă mărturisește înaintea oamenilor, iată, tată, omul acesta dă mărturie pentru mine, sau spune, am investit atât în el, i-am dăruit atâtea tone de binecuvântări și iată, am dat o zi în care să zică un cuvânt despre mine și nu spune nimic. Să știți că de cele mai multe ori creștinii sunt luați în râs atunci când îl mărturisesc pe Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Sunt blamați, sunt ridiculizați, sunt dați la o parte. Li se atribuie tot felul de nume. Ce te-ai pocăit? Ce te-a stricat Dumnezeu de cap? Ce-i cu tine? Iubiții mei, să nu vă fie rușine să dați mărturie pentru Dumnezeu. Pentru că în funcție de mărturia care o dați, vă veți căpăta mântuirea sufletelor dumneavoastră. Veți fi întrebați de ce mergeți acolo? Dar ce faceți acolo? Dar de ce mă împărtășiți în fiecare duminică? Dar de ce predicile așa de lungi? Dar ce se întâmplă cu voi? Că parcă sunteți altfel decât ceilalți. Și atunci să spuneți clar și răspicat. Toate le facem pentru unul Domn, Iisus Hristos, mărit să-i fie numele în vecii vecilor. Amin. Amin. Iubiților, spuneam ieri, avem un Dumnezeu viu, mormântul este gol. Toate religiile acestei lumi își au în ghilimele Dumnezeii în mormânt. Mormântul creștinilor, mormântul Dumnezeului creștinilor este gol, pentru că cel ce a fost pus acolo a înviat, șade la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru mântuirea fiecăruia dintre noi, atenție, care crede. Pentru că vă mărturisesc în numele Domnului, că și noaptea de înviere, și în duminica învierii, și astăzi, creștini care au cântat Hristos a înviat cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le, nu cred în ceea ce au cântat și au mărturisit. Au primit lucrurile acestea ca pe niște poezii. Așa cum noi ne învățăm pruncii când sunt mici, zi după mine. Înger, îngerașul meu. Și dacă nu mai zice tata zi după mine, când crește mare, nu mai zice nici prunc. De aceea, creștinii sunt chemați să fie lumini, cum frumos mărturisea Mântuitorul în fața ucenicilor. O cetate ridicată pe un munte nu poate să fie ascunsă. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru care ești în cer. Deci iată, în fiecare zi, prin tot ceea ce facem, mergem în fața oamenilor cu o lumânare aprinsă și dăm mărturie prin ceea ce suntem, spunem și făptuim, sau stăm în fața oamenilor cu o lumânare stânsă și așteptăm să ne o aprindă cineva. Și vă spun și vă mărturisesc în numele Domnului că diavolul nu vă va aprinde niciodată lumina sufletelor. Din contră, va căuta să vă înnăbușe, să vă pună într-o penumbră, într-o ceață a cunoașterii și a împlinirii Sfintelor Scripturii. Iată, Sfântul Botezător se laudă cu cel care va să vină pe urmele lui, spunând printr-o omilință desăvârșită, eu nu sunt vrednic nici să-i dezleg cureaua încălțămintelor. Eu am venit să botez cu apă spre pocăință, adică am venit să pregătesc calea celui care va să vină în urma mea. Pregătiți calea Domnului. Iubiții mei, așa trebuie să ne pregătim și noi, urmașii noștri. Ne lăudăm că avem înaintași, avem. Dar unde sunt sfinții zilelor noastre?
Unde sunt glasurile cele care strigă în pustia acestei lumi? Pocăiți-vă! Întoarceți-vă la Dumnezeu! Citiți Sfânta Scriptură! Atât de mult m-am bucurat în Vinerea Mare, dimineața, când m-am dus până în piață și era un om care ținea o Biblie în mână și mi-a plăcut de el ce întreba. Doriți să primiți această carte? Și oamenii cu pătrânjelul și cu mielul și cu roșiile și cu brânza treceau nepăsători, bucuroși, că vor avea pe masa sfintelor sărbători de ale mâncării și sufletele goale. Ne-a mai binecuvântat Dumnezeu cu un Paște luminat. O, măriți să-i fie numele Lui din mila și în îndurarea Lui. Și am avut toți pe masă din darurile Lui cele bogate. Și am avut lumina învierii pe masele și în casele noastre. Și sunt mesele pline încă de bunătăți și de binecuvântări. Și suntem sănătoși. Și avem servit și o bucată de pâine. Și o pensie amărâtă, dar o avem. Doriți să primiți această carte? Nu știu, că n-o fi bună. Că n-o fi cu binecuvântarea cuiva. O fi de la hăia la alți. Iubiții mei, ne va arăta Dumnezeu și le va arăta Dumnezeu acea zi de Vineri Mare acelor oameni. Mi-aduc aminte și îl binecuvintez de aici, din fața Sfântului Altar, pe Dan Leș. V-am mai vorbit eu de el. Vă rog să dați o căutare pe Google. Un om extraordinar, un ceramist autentic, care păstrează încă vie flacăra ceramicii dacilor. Dumnezeu i-a dat gândul acesta ca în Săptămâna Mare să ia o bucată de lemn pe umeri, și anume o cruce, și să treacă printre trecătorii care vin cu darurile de iepuraș și de Paști. Și să le aducă aminte că Hristos a pătimit în timp ce noi ne umflăm burțile. Că Hristos a stat pe cruce în timp ce noi, noaptea de înviere, ne-am uitat la ceas, numai gata, este odată slujbă. Că Hristos a stat în mormânt, Domnul vieții noastre, care ne ține astăzi în picioare și ne face să ne bate inimile în piept. În timp ce noi stăteam cu o lumină palidă în mâini și atât de întunecați în inimi și în suflete și în minți. Scumpii mei, și omul acesta dă mărturie prin tot ceea ce face el. Suntem chemați în această zi de luni din Săptămâna Mare, prin cuvintele Evangheliei, să dăm mărturie că suntem creștini. Cu orice preț, chiar cu prețul vieții. Știți de ce? Pentru că ne așteaptă în cer cununa. Cununa biruinței. Nu vom primi o din mâinea oamenilor. Nu vă lăsați niciodată impresionați de laudele oamenilor. La primul acatist pe care l-am lecturat pe internet, acatistul liniștitorul sufletelor noastre, când am văzut ce slavă mi-au dat oamenii, am oprit toate comentariile și am zis, nu mai întrebe așa ceva. Să nu vă lăsați impresionați de laudele oamenilor, că noi am învățat pe duminica intrării Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim și nu duminica florilor. Că cei care te laudă și strigă Osană, s-ar putea peste câteva zile să te răstignească și să strige, luați-l, legați-l, răstigniți-l, omorâți-l. Nu-i bun, nu-i de-a nostru. Iubiții mei, totdeauna să dați mărturie conștientă și să vă țineți de nădejdea credinței dumneavoastră în ceea ce este viu. Să nu vă lepădați niciodată de învățătura Domnului nostru Iisus Hristos. Să nu vă lepădați niciodată de cei prin care Domnul Iisus Hristos v-a vorbit.
Pentru că El a spus în cuvântul Evangheliei, lumina mai este puțin timp cu voi. Umblați cât timp aveți lumină, ca să nu vă împiedicați căzând în întuneric. Să fericiți pe cei cărora Dumnezeu i-a însărcinat și i-a trimis să vă vorbească cuvântul lui Dumnezeu, indiferent din ce biserică ar fi. Pentru că Dumnezeu nu are instituții. Dumnezeu are ucenici. Punct. Dumnezeu are copii. Punct. Dumnezeu are urmași, cum spunea Toma de Kempis, în urmarea lui Hristos. Urmași pe calea, adevărul și viața care este El. Biserica este a Lui, nu este a noastră. Noi intrăm în biserică și suntem mădulare ale trupului Domnului. Să nu-L facem de rușine pe Cel ce este sfânt, sfânt, sfânt și cap al bisericii. Să-L mărturisim prin viața noastră, prin cuvintele noastre, prin tot ceea ce suntem noi. Acesta este mesajul la care suntem chemați astăzi, în luminata și sfânta lunii a învierii Domnului. De ce a înviat Iisus Hristos? Am pus o întrebare ieri și am dat câteva argumente. Continuăm cu câteva citate din Sfânta Scriptură. În primul și în primul rând, iubiților, pentru că să credem în Sfânta și Dumnezeiasca Scriptură, pentru că totul s-a întâmplat după Biblie. Auziți, Ioan 2:22. Tocmai de aceea, când a înviat din morți, ucenicii lui și-au adus aminte că le spusese vorbele acestea și au crezut Scriptura și cuvintele pe care le spusese Iisus. Vă dați seama ce ar fi fost să spui că după 3 zile va învia și să nu se fi întâmplat lucrul acesta? Toată legea și prorocii și toată mărturia Domnului Iisus Hristos ar fi fost aruncată. Dar Dumnezeu se ține de cuvânt, pentru că cuvintele Lui pe care noi, din păcate, nu le iubim și nu ni le punem sub ochi, sunt vii și veșnice și se vor împlini. În al doilea rând, în 1 Corinteni 15:4, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. De ce nu se face atractiv Dumnezeu? De ce nu-L cunosc oamenii pe Dumnezeu? De ce nu vin oamenii la Hristos? Pentru că nu le place cartea asta. Orice citesc, orice ascultă. Dar Sfânta Scriptură este lăsată pe treapta unei bănuieli. Iubiții mei, am mai spus-o aici și pun punct acestui cuvânt. Nu-L iubiți pe Dumnezeu mai mult decât iubiți cuvântul Său. Dacă citiți cartea aceasta, îl iubiți pe Dumnezeu și dacă o împliniți. Punct. Mergem mai departe. A înviat pentru ca noi, așa cum a spus adineaori, să fim martori ai învierii. Vă aduceți aminte și spune foarte frumos și vom vedea duminica Tomii, care urmează cu ajutorul lui Dumnezeu. Când s-a arătat prima oară ucenicilor și a intrat prin ușile înguiate, frate. Pentru că Domnul nostru a înviat într-un trup glorificat, un trup de slavă. Nu era Toma cu el, ci cu cei 10. 10 și cu Toma 11, pentru că știm cu toții că Iuda își pusese capăt zilelor. Era și pentru el iertare, așa cum a fost pentru Petru. Dar iată ce fac diridarii. Să nu-L vinde niciodată pe Hristos pe bani. De aceea banii, să țineți minte lucrul acesta, nu au ce căuta în lăcașurile de închinare. Dumnezeu așteaptă darurile noastre de bună voie, dar când le facem, să nu știe stânga ce face dreapta. Nu mai vorbim despre asta. Deci, a înviat pentru ca noi să fim martori. Și ucenicii au început deja să spună în stânga și dreapta, a înviat Domnul. Și Toma nu era cu ei.
Și apoi știți cu toții ce s-a întâmplat. Toma, așa zis necredinciosul, este chemat să-și pună degetul și mâna în coasta Domnului și să nu mai fie necredincios, ci credincios, pentru că credința, să țineți minte, se exprimă prin mărturisire. Când îi aud pe oameni, zice, măi, zice, credința mea e în inimă. Da? Bun. Hai să zicem ca tine. Dar eu știu că inima este centrul vieții. Din ea pulsează sânge în tot organismul. Da? Păi dacă din credința din inimă pornește în tot trupul viața, păi înseamnă că și din inima ta, cum spune Sfânta Scriptură, ies cuvintele rele, micleșugurile și așa mai departe, se exprimă prin mărturisire. Căci, prin credința din inimă să capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Iarăși cuvânt din Sfânta Scriptură. Nu mai spuneți că aveți credința în inimă, că nu vă cred. Că trebuie să o văd. Trebuie să se vadă. Sau suntem creștini sub acoperire? Stau cu Domnul până când mi-e bine și pe urmă mă fac mic. Nu. Mărturisiți. Mărturisiți. A înviat că noi să fim martori. Fapte 3 cu 15. Ați omorât pe Domnul vieții, vorbea Petru, pe care Dumnezeu l-a înviat din morți, au zis ce cuvânt. Noi suntem martori a Lui. Nu le-a fost rușine. Pentru că știau că cei care l-au omorât pe Hristos și l-au pus pe cruce și l-au pus într-un mormânt, nu mai au nicio putere dacă Domnul lor este viu. N-au avut putere. Și așteptau făgăduința Tatălui de sus, coborârea Sfântului Duh peste ei. Asta l-a și spus Iisus. Să nu vă îndepărtați de Ierusalim până când nu veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Cea mai nefolosită resursă din univers. Puterea lui Dumnezeu. La dispoziția tuturor. În camera ta, soră. La locul tău de muncă pe stradă, aici în biserică, oriunde. Cheamă peste tine și va veni. Cheamă cu credință. Doamne, împuternicește-mă, Doamne. Doamne, dă putere, Doamne. Adăugați rugăciunile dumneavoastră în lucrul acesta. Doamne, dă putere de sus. Doamne, dă putere peste boala mea. Doamne, dă putere în cazul în care mă aflu. Doamne, dă putere. De ce nu cerem? De ce nu avem? Pentru că nu cerem. Cere și vi se va? Da. E cuvântul Domnului. Mai departe, fapte 4 cu 10. S-o știe toți și tot norodul lui Israel. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele Domnului nostru Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, vorbea cu cei de pe vremea lor, Sfântul Apostol Petru, da? Dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Iată ce mărturie! Să știe toți! Toată lumea trebuie să știe, frate Ion, că matale ești creștin. Creștin! Că spuneam ieri că ortodox, imediat ne trecem acolo la rece să mâncesc, suntem ortodox. Dar știm ce înseamnă ortodox? Drept credincios! Și unde-i credința? Că n-am auzit de mărturie. Venim la biserică, la Paști, la nașterea Domnului. Lăsați Crăciunul deoparte, că e Domnul Crăciun și Vasile Crăciun. Ce ești ortodox? Din tată în fiu. Am așa m-am născut, așa vreau să mor. Extraordinar, Domnule. N-am văzut nici acum, niciodată o maternitate să scrie ortodoxă. Nu te-ai născut ortodox. Te mii singur. Te-ai născut în păcat. În păcate m-a născut Maica mea. Așa spune Sfânta Scriptură. Devii ortodox. Și nu prin naștere. Ci prin credință. Drept credincios. Ce credință are un prunc de două zile?
repede ne grăbim să-i îl ducem la băiță. Ștung în apă și băgăm un păcătos uscat și scoatem un păcătos ud. Și îl trimite către cer. Mi-a și semnat pașaportul. Mântuit? Ce vorbești? Dar pocăința unde este? Dar credința unde este? Dar faptele unde sunt? Dar mărturisirea unde este? Lasă mărturisească nașul despre noi. Scumpii mei, să ne mai îmbătăm cu apă rece. Să citim Sfânta Scriptură, să o împlinim. Ziceți cu toții amin. Amin. Așa să ne ajută Dumnezeu. Mai departe. A înviat ca noi să trăim o viață nouă. Căci toate cele vechi, spune Sfânta Scriptură, s-au dus. O viață nouă. Hristos s-a trezit la viață. Ca nouă să ne dăruiască o viață nouă. Auziți ce frumos. Botezul. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El. Pentru că după cum Hristos a înviat din morți, și credem asta, nu? Prin slava Tatălui, tot așa și noi, să trăim o viață nouă. Păi, soră Mariana, tu ești născută din nou. Tu trăiești o viață nouă. Chiar dacă mișelul de diavol îți mai aduce aminte tinereția, pe la școală, ce-a făcut, alea s-au dus. Alea sunt ale Lui, că sunt din trecut. Dacă sunt astăzi cineva în Hristos, sunt o făptură nouă. Domnul toate le-a făcut noi. Mai departe, am uitat versetul, Roman 6:4. A înviat ca noi să aducem roade pentru Dumnezeu. Vă aduceți aminte ce a făcut Domnul în săptămâna mare? Că era și om și Dumnezeu în același timp. A încercat și El să ia o smochină și nu era numai frunză. Nu rodise smochină. Și l-a blestemat. În viață să nu mai dea rod din tine. Dumneavoastră știți că smochinul acela este omul contemporan cu noi. În care Dumnezeu a investit atât. Și roade nu se văd. Și atunci, știți ce spune Domnul? Rămâi în pornirea ta blestemată. Tot am tras de tine când ai fost tânăr, am vorbit prin părinți. Când ai fost matur sau la adolescență, te-am vorbit prin preot. Te-am purtat și pe la câteva mormântări să-ți arăt că nu ești veșnic. Și că nu se termină lumea cu tine, nici nu a început cu tine. Și pe urmă zice Domnul, cam gata. Cu tine s-au cam încheiat conturile, fiule. De acum fă-ți de cap. Pentru că ești hotărât, sentința ai dată, ți-ai pus-o singur. Eu am investit în tine și am trimis lumina ochilor mei pentru tine pe pământ. Și tu? Zero. Deci a înviat ca noi să trăim o viață nouă și să aducem roade. Roman 7:4. Tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos și voi ați murit în ce privește legea, deci legea veche, cele 10 porunci, da? Ca să fiți ai altuia, adică acelui ce a înviat din morți. Deci după învierea lui Hristos, că ne place, că nu ne place, noi suntem ai Lui, dacă credem. Și aceasta ca să aducem rod pentru Dumnezeu. Că destul rodim pentru lume la firmele noastre. Și după ce trage în linie, știe fiecare că ne mai trebuie vreo 3 salarii. Deci a înviat ca noi să aducem roade. A înviat ca noi să fim vii, iubiților. A înviat ca noi să fim vii. Că ni se duce vestea că suntem morți. De 3 ori morți. Și de 10 ori morți. Auziți? Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus Hristos dintre cei morți locuiește în voi, Cel care a înviat pe Iisus Hristos din morți va învia și trupurile voastre muritoare. Soră scumpă, trupul nostru muritor nu este vorba de trupul semănat în țărâna pământului. Nu, nu. Aici este un înțeles tainic.
Este vorba de trupul acesta care este pornit spre moarte prin păcat. Deci noi trebuie să fim înviați încă din această viață ca să nu mai murim veșnic. Că nu poți să primești Duhul lui Hristos. Haideți să citim încă o dată. Vedeți ce frumoasă e Scriptura când o citim și o și explicăm în Sfânta Biserică. Auziți? Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus din cei morți locuiește în voi, păi nu poți să primești Duhul lui Hristos în tine după ce ești mort, ci numai în timpul vieții. Cel ce a înviat pe Iisus Hristos din morți va învia și trupurile voastre muritoare. Trupurile muritoare, nu trupurile moarte. Da? Din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Roman 8:11. Deci Hristos a înviat ca noi să fim vii. Cu alte cuvinte, Hristos a înviat. Și la unii, știți cum spun, că ăsta-i cuvânt, să-i fie de bine. Iar la noi, la creștini, spunem așa, Doamne, îți mulțumim că ai înviat, pentru că și noi suntem vii prin învierea Ta. Iar Duhul Tău cel Sfânt, pe care l-ai pogorât peste Sfinții Tăi ucenici și apostoli în ziua de Rusalii, va învia și trupurile noastre muritoare. Adică îl primim în noi și Dumnezeu când va veni la parusie, la Rusal, la a doua venire, se va uita în mormânt. Deja va scrie acolo, aici odinește robul lui Dumnezeu Văsâle. Că Domnul Iisus se uită la inscripția după cruce, se uită direct la el, are Duhul. Nu l-are. Trece la rândul 2. Aici odinește robul lui Dumnezeu Marian, are Duhul. Da. A dormit în Hristos. Da. Mariane, sus! Văsâle, mai rămâi puțin. Că există și a doua înviere. Vai de cei care o vor apuca a doua înviere. Pentru că va fi nu spre mântuire și spre viață, ci spre judecată. Citiți Apocalipsa. Ați înțeles? Deci dacă noi suntem purtători de Duh Sfânt, Dumnezeu nu va lăsa purtătorul Duhului Sfânt între patru scânduri. Într-o clipă Dumnezeu va pune Duhul în el. Duh și suflare de viață și omul se va trezi. Va mai învăța și va mai spune și le spun și pe fraților de pe internet. Împărtășiți-vă cu trupul și sângele Domnului. Pentru că Dumnezeu, așa cum s-a ridicat din mormânt, nu va lăsa trupul și sângele Lui în putrezire. Ați înțeles? Ei bine, și în ultimul ceas. Dar nu e regulă, excepție. Împărtășiți-vă, fiind plin de Hristos în fiecare duminică. Nu vă dă preotul împărtășania, schimbați-l, schimbați biserica. Înseamnă că ceva acolo e pudre, ceva nu e regulă. Hristos vine pe masa Sfintelor altare pentru împărtășiți, nu pentru preoți. Și o spune un preot asta. Aș vrea să-l văd pe acel preot care într-o duminică la împărtășanie spune, Doamne, nu sunt vrednic, și să dea împărtășania numai credincioșilor. Aș vrea să-l văd. Să-mi aduce și mie cunoștință de lucrul acesta. Oare el e vrednic? Că tot vorbim de vrednicie. Nu-i nimeni vrednic. Împărtășiți-vă. Dacă nu veți mânca trupul meu și dacă nu veți bea sângele meu, nu veți avea viață în voi. Am murit și am înviat degeaba. Punct. Clar? Pentru toată lumea, cred. Mai departe. Hristos a înviat pentru a avea noi, scumpii mei dragi, iubiți, un mijlocitor. Că tot ne punem peste noi șefi și tot ne punem oameni care să mijlocească. Auzi, n-ai vă cunoștință la spital. N-ai vă un doctor care să mă opereze pe mine. Nu-mi dai și mie o rudă ceva, n-ai un avocat mai bun, n-ai pe cineva. Tot ne punem noi între noi și oameni atâția și atâția mijlocitori. Dar uităm că trebuie să avem un mijlocitor între noi și Tatăl, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Romani 8:34. Auziți? El a înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Și acum versetul pe care îl ador și dumneavoastră trebuie să-l știți.
Roman 10 cu 9. Deci dacă mărturisești, apropo de mărturisire, cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta, opa, i-am dat pe față pe ăștia care spun că numai credința din inimă. Au zis că trebuie să-L mărturisești și cu gura. Dacă mărturisești, deci prima e mărturisire, așa-i? Dacă mărturisești, deci cu gura ta pe Iisus ca Domn, Roman 10 cu 9, și dacă crezi în inima ta, deci nu este interzis să spunem, Doamne, cred, credința mea este minimă. Că Dumnezeu l-a înviat din morți, pe cine? Pe Iisus Hristos, vei fi mântuit. Deci, scumpii mei, nu e suficientă numai credința. Trebuie și mărturisire. Mărturisirea deja se transformă în ce? În faptă. Tu ai credința, frate? Eu am faptele. Ce ne mai lipsește? Harul. Harul este barca salvării în care ne suim toți. Corabia mântuirii care este biserica. Nu o vâslește până la mal numai cu o vâslă. Trage de credință, să vezi ce frumos te îmbârți în jurul cozii. Frate, nu am credință, dar am fapte. Am făcut 20 de biserici, am dat 10 de milioane la biserică să-mi puneți numele acolo și icoana mea pe pereți între sfinți. N-o trage-i tu cu faptele și tot așa te întorci. Dar în momentul în care vâslești cu amândouă, ce se întâmplă? Mergi înainte. Pentru ce a înviat Hristos? Pentru ca noi să fim plini de mărturisire. Auziți? Și Dumnezeu care a înviat pe Domnul ne va învia și pe noi cu puterea sa. 1 Corinteni 6 cu 14. Că a fost îngropat și a înviat a treia zi, cum am spus aici, după Scripturi. Un alt argument. S-ar putea să spună unii, măi, dar dacă Hristos a înviat? Dacă spun la povești de babe? Dacă prin credință putem să manipulăm mai ușor oamenii, așa cum se spune pe toate posturile, de către atei? Dacă n-a înviat Hristos? Avem citat în Sfânta Scriptură care vorbește despre lucrul ăsta. 1 Corinteni 15 cu 14. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică. Deci tot ce facem noi aici, imediat, vă spun un lucru important. Și zadarnic este și credința voastră. Vă pun o întrebare. Măi, poate noi om fi zmintiți. Sau frații noștri din alte biserici. Dar de 2019 ani, Biserica lui Hristos în picioare. Și oamenii dau mărturie despre învierea Lui. Și oamenii se vindecă. Și oamenii se mântuiesc. Îi veți cunoaște după roade. Deci înseamnă că Hristos a înviat. Și înseamnă că noi trebuie să dăm mărturie. Și înseamnă că noi trebuie să avem credință. Deci dacă n-a înviat Hristos, tot ceea ce se întâmplă în biserica creștină, indiferent de denominație, este egal cu zero. Și lucrul acesta nu este adevărat. Hristos este viu în vecii vecilor. Amin. Amin. Slăvit să fie numele Lui. Un alt argument. De ce a înviat Hristos? Pentru ca să trăim pentru El. Că destul am trăit pentru lumea asta. Haideți să mai trăim și pentru Domnul. Deci dacă trăim pentru Domnul, trăim. Și dacă murim pentru Domnul, murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Când vă întreabă, tu a cui ești? Păi eu salut părintele Dani, nu. Așa se spuneți copilașilor. Eu sunt al lui Hristos. Eu sunt al lui Dumnezeu. Și El a murit pentru noi, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. 2 Corinteni 5 cu 15. Ce cuvânt! Să trăim pentru Dumnezeu. A înviat un alt argument. Pentru ca să umblăm după cele cerești. Coloseni 3 cu 1.
Deci dacă a înviat, deci dacă ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos ne și spune unde e după ce a înviat. Stă la dreapta lui Dumnezeu. Nu ați fost încă dezamăgiți de câte vă oferă pământul acesta blestemat? Mai credeți încă în oameni? Mai băgați încă capul în jugul satanei? Știți ce face satana cu oamenii necredincioși? Îi poartă toată ziua în lesă și le mai dă câte o mărire de salar, n-ai mă 500. Du-te, bucură-te. Dar să-ți cumperi medicamente de ei. Încă plasmă n-ai, cu diagonala de 1 pe 5. Împărăți. Să-ți vezi păcatul mai mare. Încă nu ți-ai aranjat copilul. Robor, mai ia-ți un servici. Lucră 48 din 56. Trage-i! Până când auzi ăștia că ai murit pe drumul țării. S-o pleznit inima în tine. Mănâncă, bia! Mănâncă un por de Paște. Mâncă-l singur. Și bucură-te. Scumpii mei, dacă ați înviat împreună cu Hristos, El așteaptă și de la noi să înviem. Că altfel învierea Lui este zadarnică pentru unii. Să umblăm după lucrurile de sus. Să mai citim despre Dumnezeu. Să ne mai punem la punct cu învățătura Lui Dumnezeu, că la El vom ajunge, iubiții mei. Și nu la om. Că ați văzut cât ne prețuiește omul. Chiar și cei din casele noastre. Te aruncă acolo într-o bucată de pământ de 2 pe 1 și dacă mai vine la tine din an, în Paște. Să prinde o lumânare. Îți face un părăstas. Ce fericit! Am pus părăstas după mama. 200 de oameni am avut la masă. Extraordinar. Dacă nu a fost mamă ta în viață, o cercetată 200 de oameni, când a fost bolnavă și la Cluj, cu citostatici, au fost 200 de oameni pe la ea. La toți le-am dat numai pături și perne, ca Moldova. Și găini peste copârșeu. Și ea săraca mânca o dată pe zi. Ce mai faci? Nu mai vii pe la mine să-mi aduci o butelie. Mă, ați uitat de mine, ori din Paștile. Nu mi-ați adus și mie o nouă roșu sau o bucată de cozonac. Ne prețuim părinții după moarte și lăsăm grija mântuirii pe seama copiilor. M-am mai spus eu, și ieri am spus în biserică, mulțumesc Doamne, noi nu ne pregătim de moarte, noi ne pregătim de mormântare. Vedeți, cu aia să mă îmbrăcați, la naș ai dat sperina aia, la ruda mea, la fratii mei, ai dat plapul aia, pomana să mă țineți la restaurant sub 200 de oameni, să chemați pe preoții aia și să mă laude în curte. Și să fiu fericită cu vata nas, că eu trag urechea și vă ascult. Vai ce fain a fost! Cam ăștia suntem, iubiților. Zice sora Dorina, da? Așa e. Așa e, slăbit să fie Domnul. Și să ne trezim odată. A înviat pentru ca noi să credem în revenirea sa. 1 Tesaloniceni 1 cu 10. V-am venit, Domnul Iisus Hristos. N-a plecat. A plecat pentru un timp. Mă duc să vă pregătesc un loc. La fiecare soră, e locul tău cu numele pregătit în cer. Dacă aici n-ai loc, n-ai o bucată de pământ, nu-ți lasă părinții nimic moștenire, să nu fii tristă. Locul tău e scris de Iisus și scrie Mariana. Și nimeni nu ți-l va lua de acolo. De ce? Pentru că într-o zi, îmbrăcată în haine albe, ai zis, îl iubesc. Nu pasă de ce va zice lumea. Nu pasă că e 6 ianuarie, gerul Bobotezei. Îl iubesc și îl mărturisesc. Și așa ai făcut. Și te iubește. Că l-ai iubit. Și
Și să așteptați din ceruri pe Fiul Său care l-a înviat din morți pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. 1 Tesaloniceni 1 și 10. Auziți ce va veni peste pământ? Mânie. Mânie. Pentru că Dumnezeu trebuie să pună odată lucrurile în ordine. A făcut tot și noi nu facem nimic. A înviat pentru ca noi să credem că Dumnezeu va învia și sufletele noastre și a celor adormiți. 1 Tesaloniceni 4 cu 14. Auziți? Și dacă credem, iară condiție, că Iisus a murit și a înviat. Exact ce vă spuneam la început. Nu cred, frate. Ori umbla cu lumânarea mână pe după biserică de 3 ori. Mă, la voi de câte ori s-a înconjurat? O zis soacră mea că la catedrală o răștie o dată. Mă, bun. E primit și atât, vă spun eu. Și cu lumânarea mână și-o cânta Hristos. Cam atât. O trecut Paștele. Hai să ne vedem de ale noastre. Hai să ne ocupăm, cum a zis unul, de lucruri serioase. Un preot care atât de mult îl iubea pe aproapele lui. Copilăriseră, frate, un împreună. Ori la liceu împreună. Ori bătut maidanul împreună. De fiecare dată când se întâlnea cu el, nu venea la biserică omul. Și spunea, măi, hai să-ți mai spun din Sfânta Scriptură. Zice, uite cum face. Prima dată spui tu și pe urmă ne vedem de lucruri mai serioase. Adică să spune el de meci, de alegeri, de ce are din om. Prima dată spune tu de ale tale, adică de ale Domnului, și pe urmă ne ocupăm de lucruri mai serioase. Scumpii mei! Domnul pe primul loc. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus, atenție mare, cuvânt, pe cei ce au adormit în El. Că poți adormi și cu sticla de pălincă mână. Poți adormi și cu gușița, cum spunem noi, sau cu drobul în stomac. Dar să adormi fără Hristos. Poți adormi și cu mielul băgat la întuneric, și cu vinul, și cu adălmașul. Dar poți să adormi fără Hristos. Și atunci nu te va aduce Hristos împreună cu El la venire. Ci te va lăsa puțin acolo să mai dospești puțin. Deci a înviat pentru ca El să învieze și pe cei adormiți în El. Deci foarte important să adormim în Hristos. Că nu-i tot una să mor pe drumul patriei privind la celular și făcându-i selfie. Sau cu toți ai casei lângă tine spunând, Doamne, în mâinile tale mă încredințez sufletul. Nu-i tot una. Știe Domnul, mai mult. Scumpii mei, prin suferința și moartea și învierea Lui, noi am venit la Dumnezeu. 1 Petru 3 cu 18. Hristos de asemenea a suferit o singură dată pentru păcate, El cel neprihănit, pentru ca cei nelegiuiți să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a înviat în Duh. Credința în Domnul nostru Iisus Hristos și în înviere ne face pururea vii. Ioan 11 cu 25. Iisus i-a zis, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, spune Dumnezeu, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Ce cuvânt! Va trăi. Așa că cei care am semănat în țărâna pământului cu popă și cu alai, dacă au adormit în Hristos, se vor trezi în Hristos. Iar dacă au adormit cu gândul la lume și în cele lumești, vor mai rămâne puțin pentru judecată. De ce a înviat Hristos? Pentru ca să fim martori, cum am spus la început a învierii, apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea lui Dumnezeu și mare har era peste toți. Deci de asta avem har, fraților. De asta nu avem har, că nu mărturisim. De asta nu au popii har, că predică 10 minute după ceas. Să țineți minte. Fapte 4 cu 33. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie. 1 Petru 1 cu 3.
Și un verset, mulțumim lui Dumnezeu pentru ziua de astăzi. Icoana aceasta vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățare de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos. Dumneavoastră, ce ați înțeles din predica de azi? Nu vedeți că toate converg înspre înviere? De oriunde te-ai uita, toate duc înspre înviere. Să le răspundem astăzi și fraților de altă credință numiți adventiști. Păi scumpii mei, adventiști, Domnul să vă binecuvinteze, că v-am numit frați. Noi nu zice că sâmbăta nu a fost instituită de Domnul prin cele 10 porunci. Dar sâmbăta fără învierea lui Hristos e egală cu zero. Ați înțeles? De ce ținem noi duminica și nu sâmbăta? Pentru că Domnul a înviat în prima zi a săptămânii, care este duminica și nu luni. Calendarele noastre încep cu învierea. Vă rog din suflet, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, să ne spuneți preoților care vin să vă mormânteze pe cineva drag. Părinte, dacă nu cer slujba cu Hristos a înviat, te rog frumos să lași pe altul. Că cunosc eu pe unul care cunoaște slujba mai bine. Orice slujbă trebuie să înceapă așa, nu cu sufletele dreptilor celor ce s-au săvârșit, ci cu Hristos a înviat. Pentru că dacă Hristos a înviat, eu cred că Domnul mă va învia sau va învia pe cel amărât care zace acolo neputință în coșciuri. Ați înțeles? Așa trebuie să înceapă slujbele. Asta e cântarea la mormântare. Hristos a înviat. Îi iubesc pe frații romi. Ați văzut cum cântă cu acordioanele. Ați văzut cum se bucură. Ați văzut cum aruncă cu bani. Îi iubesc. Știți de ce? Ei se bucură. I-am văzut jucând pe sicriu. Se bucură că ăsta s-a scăpat de lumea asta păcătoasă, o pleca la Domnul și se vor întâlni în bucurie într-o zi. Așa trebuie să fim și noi. Mama mea! Tatăl meu! Atâta plângem, după ce plângem? După ce plângem? După trupul ăsta muritor și plin de cancer? Păi înseamnă că n-avem nădejde în înviere și în întâlnirea cu frații care au plecat înainte de noi. Nu se termină totul la cimitir, la groapă. Cum spunem în apostolul de la mormântare? Voi să nu vă întristați ca cei care nu au credință. Nădejde. Credință. Foarte bine, soră. Domnul să te binecuvinteze. Citiți epistola către Tesaloniceni. Și atunci, de ce ne agățăm și nu lăsăm sufletul ăla să zboare spre cer și îl ținem legat? Tatăl meu, Dumnezeu să-l odihnească. Operat de fiere, cum spunem noi. A visat în timpul operației, îmi povestea. Avea un con mare, ca o pâlnie, aici în față, să vedea poate de la operație. Și căuta ceva printr-o pădure. L-au trezit după anestezie, imediat după operație. Să spargă tot pe acolo prin cabinet. Băi, de ce m-ați trezit? Că acum trebuia să găsesc lucrul ăla. Nervos. De nu-i adevărat. N-aș citi... Uite, încă un argument. N-aș citi despre cei care spun noi avem moarte clinică. Băi, de ce m-ați adus înapoi? Că era de bine acolo. E bine acolo, că e Domnul acolo. Lăsați-i să plece în pace. Dați-le binecuvântare creștinilor, pocăiților. Și lăsați-i să plece. Nu mai trageți de ei. Nu mai trageți de ei. Sau ce vreți, cum a făcut ăla. O ținut-o pe mamă, s-a închisă 6 luni în casă și o beu pensia. Și mama s-a moartă de 6 luni. Venea poștașul, doamna unde? Doarme. Las că semnez eu pentru ea. Mama s-a moartă de 6 luni în casă. Pentru asta îi mai țineți pe pământ. Treziți-vă, creștinilor. Cel ce a înviat ne va învia și pe noi. Lăsați sufletele să zboare spre cer la Hristos.
aveți nădejde în Dumnezeu, că vă veți întâlni cu cei dragi. Și ultimul lucru care vreau să vi-l spun în această zi, a înviat pentru ca noi să fim veșnici, căci veșnic este Cel ce a înviat în vecii vecilor, amin. De n-ar fi înviat Hristos, zadarnic ar fi fost credința și omul purul păcătos, îngemănat cu suferința, prin lume și-ar fi dus căința, necunoscând ce biruința, de n-ar fi înviat Hristos. De n-ar fi înviat Iisus, zadarnic ar fi fost cuvântul și tot ce am făcut noi astăzi aici. Ce pretutindeni s-a spus și s-a împânzit cu el pământul. N-am fi știut ce-i legământul. Sora Mariana, n-am fi știut ce-i legământul. Și veșnic ne-ar fi fost mormântul de n-ar fi înviat Iisus. Dar Domnul a înviat din morți, să zicem aleluia, glorie Lui. Și a arătat că învierea ce-a sfărâmat închise porți e semnul vieții și puterea ce aduce lumii mângâierea și darul jertfei, înfierea. Hristos a înviat din morți, adevărat a înviat. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu amin. Să vă binecuvinteze pe toți. Amin.